Oh, bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce ești obosit, Ionică? Vreau să duc asta. Păi și te duci de la ora asta la somn? Corect. Mamă, păi dacă te pui de la ora asta la somn, gândești toată noaptea o să faci pază. Bună seara! Prieteni, hai să vă explic. Ionica nostru, da, toată ziua a muncit. A fost la cineva la crăpat de lemne și a luat bănuții, dintre care a primit și pachet cu mâncare și el cu pachetul lui ce l-a primit cu mâncare a venit cu el la noi. Un gest frumos din partea lui. Da, chiar... Da, cu mâncarea lui am pus în frigider. Inima bună. Îți mulțumim, Ioane. N-ai vrut niciodată. Să fii tu sănătos. Și copilul tău și nevoie. Și tu, Ionica. Să știți că au venit cu roșii, castraveți, salam, iure, cărniță, friptă, ce i-au dat oamenii acolo și uite, el nu a vrut să mânce și a zis că să ne aduce și nouă. Așa sunt eu. Da, nu trebuie, Ioane, că știi că noi mâncare, la noi este. Eu-s milos, așa sunt eu, milos. Uite, noi am pus acolo în frigider. Gestul care l-ai făcut tu atât de frumos. Uite și eu îți pregăti orez. Aaaa, vrea să se revanșeze cătunița, incredibil. Da. Incredibil, dar adevărat, vă, Ionică, vezi? Da, am văzut că mi-a adus un suc. Ia și suc i-a adus lui cătunița. Da, mi-a adus suc. Lasă-o bine, vreau te orez. Putează să fiu om în viață, nu? Nu trebuie să fie altfel, pentru că de ce? Partea ta, Ionica. Eu sunt omul care am suflet de la Dumnezeu și așa... Eu când văd că am pe cineva pe... Adică să fie inima mea adevărată, sufletul meu bun. Știu că, bă, mi-a sumă o răspundere, una la mână. Eu la mână caut să fie bine, să fie pace, liniște. Nu. Pace să fie, Ioane. Bă, m-au terorizat muștele astea, frate. Să duc pâine. M-au terorizat. Aprindu-o de aia, de la doamna Andreea. Nu mai acum, lasă. Uite cum bate vântul și ele tot pe aceea preventează. Nu știu, parcă au concurs, nu știu ce e cu ele. Raliu. Dar știți de ce noi acum în perioada asta cu muștele? Într-adevăr, hai că vara vin la mâncare și asta, dar la noi, pentru că avem porci în spate. Și sunt și mai multe. Și acolo ce e acolo la porcărie? Hergherie. Acolo e hergherie la ăsta de porci. Ia-ți-o încă, pune-ți orez, că tu ai zis că mănânci ca bără, ca indieni, măi. Ca suedezii. Oooo, lucrează la suedezi? Ia. Asta la ce e bun orezul? La stomac. Da, la stomac. Da, te ajut. Un fel. Crește la stomac. Hă? Cărnițe, nu vrei, mă? De ce nu pui? Pune și carne. Leuțu, tu te ia și tu rola, deci ce sperim să fie aici. Că te spun. Un pic de sare. Da. Mă punem orez un pic. Un pic, atât cu permisul de ajuns. Nu mai băga că e sărat. Ia eu nică, bagă sare, dacă vrei. Gustă dacă e pune și după aia. Hai, Leuțu, și tu. Mie îmi pui puțin. Da. Fără carne. Fără nicio carne. O linguriță, atât. Doar ca să dau gustare, să văd cum e. Și dacă îmi place, mai pui. Gustare. Uite, uite cum face Ion. Ia, du-te, du-te. Dă-te, mami. Dă-te. Ioane. De ce faci, mă? Dă-te. Pune soare. Nu, bate aici, în braț. Cătar șef. Filmăm cum mâncăm. Vezi că picare niște chii. Nu avem ce să filmăm altceva când vor să nu mai mâncăm. Păi,
De ce să nu filmăm că? Da, de ce când mâncăm? Nu suntem în Republica Dominicană să supraviețuim cu fel și fel de insecte. Da. Băi, e bun rău să urez, mă. De? Uite-o așa pe ăsta, că ți-l urez cu morcov, cărit, așa. Tuna, îți mulțumim din suflet. Să aveți poftă. Asemenea. Parcă schimbat. E schimbat, el vrea să prindă muștele cu gura, ai văzut? Da, am văzut, dar e schimbat ceva la el, nu știu. Nu, dar îl deranjează și pe el muștele, ai văzut cum face cu gura să-i prindă. El așa face de obicei, prindă muștele. Ca crocodilul. Da, ca crocodilul, da, așa face, să prindă muștele, uite cum se uite, uite. Îi enervează și pe el, uite. Prinde-o, Raider. Lasă, lasă, se vine musca la el. Aș zic că foarte bun e, uite. Ai văzut cum face? Da. Așa acum, Raider, primești tu. Am găsit în frigider câteva felii de rânză mai înainte, le-am dat lui. Dă-i lui Raider să mânce așa. Parcă a mai slăbit. Dacă nu mai stă pe acasă să mănâncă, numai pe stradă. Da. Uite ce deranjează mușca. Pleacă cu domnișoara de la liceu. Da, da, cu domnișoara de la liceu. Da, da. Trei, am văzut că are una cu trei acum. Ei, da, ai văzut-o pe cățea. Că e una cu trei. Aia e amantală. Uite cum o prinde cu gură. Băi, ești nebun. Crezi că prins tu mușca. Bă, Raider-ul. Are vizibilitate mai puternică față de unul. Mușca, da. Mușca? Câinele, mă. Uite cum o prinde. Nebun. Are vizibilitate mai puternică? Uite, o prinde. Ioane, cum ne vede pe noi vacile, viței? Mai cali? Mari. Zici că nu, nu. Calul ne vede... Dacă ne-ar vede pe cum suntem, ar da de mult. Da, da. Și așa mai dau echipul, dar te-ar împunge de mult. Deci, când vede o persoană... Te vede de 10 ori de cât ești. Da. E vizibilitate mai puternică față de cât un câine. Te vede înaltă. Vaca. Pentru că și dacă calul e prea, e mai șmecher față de vacă. Calul, da, e mai șmecher. Calul, de exemplu, dacă Doamne ferește, e dat în cap, el te reține minte. Te omoară oricând. Aoleu, nu mai spune pe vlog așa ceva. Da, da, scuze de... Nu trebuie să mai pronunțăm cuvinte, vezi că s-au schimbat regulile. Da. Iar vaca cea mai deșteaptă. Dacă... Lasă-ne, de unde știi atâta? Dacă obții o îngrijire a unei... Păi dacă a fost veterinar... Unei vite, și știi cum să ți vrea, să-i dai mâncare, adică fân, să știi când s-o mori la timp, să știi când să... Așa, nu? Să-i ia, să-l duci pe câmp. Da. Cum e că te o rezume? Mai bine așa că am pregătit. E super, e super. Decât... Mai puneți o rezume. Nu, mai tot. Nu, sunt obosit. Sunt obosit. Așa un pic. Pentru că mi-au apă de rezume. Oh, de fapt, nu. Băi, e bună. Asta e bun, o rezume. Să-ți dea Dumnezeu multe sănătate. Bă, nu vezi și noi câte o pălincuță, așa a rămas, mă. Hai că acum nu mai ai băut, nu ai mai băut. Vezi că e sticla aici, lângă dozatorul de cafea. Pune chiar că e obosit acum. Un ciocanel. Nu, că n-am mai băut. Lasă că mă duc eu. Azi n-am mai băut pentru că am muncit azi. Leuțul iar nu mănâncă cărniță, vezi? Azi mi-a plăcut de Ionica.
Sper că ați văzut vlogul cum vine cu mâncarea. Eu am zis, mă, Ioane, nu trebuia, el nu e mâncare, dar el... Am pus-o în frigel acolo. Mai fie? Mai fie specială? Aia-l fie? Da. Auzi, mă știu la el. Fie de durere. Aia când dau cu ea... Să nu furi alifia, nu-ți merg. Aia e lupătoare. Nu, mamă, alifie cumpărat de mine, am dat 80 lei. Oi, 80 lei, ce-a patrana. Aia care a dus-o la mine, ce mi-am pus eu. Aia, lupătoare. Mamă, uite, mergeale face pălinca asta. Cine gata, Iane. Asta de atare, gata. Nu asta. Mai e pălincă, ultima, ați văzut-o? Uite câte mărgele, într-adevăr, uite câte au aici. Asta e de 6 grade. Vă vedeți câte mărgele are? Da. O să mă ajute pe mine. Hai, doamne, că Doamne ajută să trăiești în mie de ani. Să dea Dumnezeu să fie bine. O să mă ajute să tati. Să trăim și noi, neunică. Și voi, prieteni, care... Neunică. Să trăiești neunică. Să trăiești neunică, Doamne ajută. Tanti Mariana, să rămână, Florin, te pup dulce. Și voi, prieteni, care ne urmăriți. Și frățelul lui. Toate bune. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și fericire. Să trăiască și cei care ne urmăresc. Așa. Bă, el a dat-o shot, tu ai dat-o jumate. Uite. Jumate am dat-o. El a dat shot. Ce arde, Ioane. Vezi, da, mă, corespondența al... Dar dacă arde aici, ce înseamnă? Arde tot. Țesuturile frumos, curăță, intestinele subțiri, groase. Ia du-te, Leuțu, unde e borcanul ăla cu ardei? Unde e Ioane? Eu îmi întreb de la din Serbia, dacă mai e. Eu de nu, Nicolo, s-ar putea să fiu, poate, undeva, bombă. Să faci ori de bani, să... E greu, da. Doamne, trebuie să vorbesc cu prietenul meu, Lucian. Asta a fost pălincă de miere. Dar are până la 60, cum ai zis, toate amărgele, nu? Prietenul meu, Lucian, e din Izbuc. Da. Din Izbuc, județul Bihor. Vârfuri. Al mangă cutia din frigider, iuțica aia care a uitat-o neamiai. Na neamiai, că uite, iuțica. Și a uitat-o neamiai. E bricheta. E bricheta la tine. Arba. Asta că i-a duce malta din, de la Sârbi. Doamne, chiar pasă. Ia bă, Ryder, hai. Auzi, de ce nu pui orezul ăla în ăla lui Ryder să mănâncă și el? Dar unde e farfuria lui Ryder? O să fie greu că plecai la Sârbi. Da, wow. Stai că mă descurc. Aaaa, s-ar putea să pornesc o nuntă. Serios? Pornești la nuntă. Prima nuntă, să văd. Să-mi las cheia ca să te... să mă intri la porci, să dai de mâncare. Da. Îți las cheia, dar numai tu știi de ea. Da, mă, nu vreau nimeni. Nu vreau nimeni aici, nu. Vreau de la porci atât. Mamă, ce iute e! Nu poți să mănâncă, e iute. E foarte iute, da? Da. Mercica. Voi vă ghideți casă, să vă văd, nu vă văd la porci. Da, eu nu. Am închis poarta, băi, o pun bine unde știu eu și... Păi da, păi normal că o să-ți las fie, trebuie să trebuie apă, mâncare... Păi nici noi, Cristă, mă, plecăm de vineri. Nu, să vedem, mă, cum ar. Ne lăsăm o... Păi, de-ai întrebat ăsta mănâncă orez? Mănâncă și eu. Gata, băi, ai spălat farfuria de Elbito. Gata, Leo, ara! Uite, spală farfuria. Ce e să spală? Mă, gata! Ce? O tot de viață ăla ai spălut cum acum ar fi o fel. Păi, am spălat-o, știi cum? Cu jet am dat pe ea. Hai pune acum să văd, mâncă, orez. Hai, Ryder! Du-te, mă. Au arde.
Mai stai un pic, Gianu, că pleci. Mai stai cu noi, așa e fugita asta. Mă, seara ai mâncat supa și ai plecat. M-ai lăsat singur. Dacă îi mă să lasă. Mă dă la unul să se iau ceva și... Ce? Da, prieteni, ce să vă zic altceva? Sper că ați văzut vlogul pe canalul meu cu Ionic, al nostru Manivela. Au adus mâncare și pită. Și să știți că i-a adus și un sublu cu tunița. Da, am fost foarte mulțumită. Mulțumim foarte mult. Iar trebuie să-ți ții de bani, să-ți ții, că tu ții, țigări, ce ții. Cafea, ai văzut că dimineața vii aici, ai cafea, ai espressorul liber, apeși pe buton, îți cură cafea. Chiar mă bucur că vii și mă trezești pe mine dimineața. Sunt bucuros. Bem cafeluța. Că te văd sănătos, sunt bucuros pentru tine. Și eu la fel, mai ales că ești bine. Soarele meu. Da, simplu, vă da Dumnezeu odată bine, bine. Și o să fie bine, bine. Ce să zic altceva? Așa, atâta timp cât ești și tu aici pe lângă noi, într-adevăr, ai tragi tu necazuri și alea. Că tu știi, ai stat cu mine și 5 ani de zile, ai stat la Banat. Ioane, mergem să luăm apă. Hai, Leo, du-te de la cățelușul tău și ăsta. Hai, vă las, prieteni, noapte bună, Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută, sănătoși. Noapte.